Presa scrie că reprezentanții forțelor speciale au rupt primul rând de baricade după ce le-au luat cu asalt din ambele părți. Ei au reușit să ajungă chiar în fața corturilor, iar protestatarii au opus rezistența. Interfax notează că miliția a reținut câțiva activiști care au opus rezistență în timpul operațiunii. Pe de altă parte, oficialii de la Kiev susțin că nu intenționează să disperseze mulțimea adunată în Piața Independenței. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a condamnat acțiunile autorităților de la Kiev și a subliniat că miliția nu trebuia să acționeze în forță în toiul nopții. Aceasta a fost aclamată de protestatari în timpul unei vizite în Piața Independenței. După ce a avut o întrevedere cu Victor Ianukovici, Catherine Ashton s-a întâlnit și cu liderii opoziției din Ucraina. Anterior, președintele Victor Ianukovici a subliniat că o delegație din Ucraina urmează să meargă la Bruxelles pentru a negocia pregătirea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut în timpul întrevederii cu foștii președinți ai țării. Oficialul a subliniat că menținerea unor relații bune atât cu Europa, cât și cu Rusia este necesară pentru a proteja interesele Ucrainei.